Mă bucur că Dumnezeu a îngăduit să avem câteva întâlniri. Și mă bucur că Domnul a îngăduit ca asta să fie ultima întâlnire și mâine, cu ajutorul Domnului, să plecăm acasă. Vă vom purta o plăcută aducere aminte, ne rugăm pentru voi, rugați-vă și dumneavoastră pentru noi și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Am schimbat predica inițială pe care m-am propus-o și spuneam eu dimineață că am observat că arma cu care luptă diavolul foarte mult împotriva credincioșilor și cu care reușește să facă victime este desnădejdea, descurajarea, frica, care ajunge la depresie. Și în seara asta, pentru că eu mai degrabă sunt învățător decât evanghelist, mi-am propus să am un cuvânt de învățătură legat de virtutea aceasta creștinească numită nădejde. Ce este aceea nădejde? Care e definiția din dicționarul limbii române? Cea mai simplă definiție, nădejdea este încrederea sau încredințarea că un lucru dorit se va împlini. Și eu aș dori ca Domnul să ne dea această încredere. Vedeți dumneavoastră, în 1 Corinteni, capitolul 13, parcă versetul 13, spun acum, dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dacă suntem atenți, chiar în definiția credinței, îi cuprinsă nădejdea. Se pare că însăși credința are o rădăcină în nădejde. Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Am ascultat multe predici de dragoste, de credință, aș vrea suficient. Că mă uit și la aceasta. La noi odată au fost un grup de frați predicatori, m-am bucurat de ei, ei au predicat. Și când am fost ultimul frate la predică, am spus, fraților, nu vă uitați la ceas, i-am spus eu. El a ieșit și primul lucru m-a contrazis. A zis că, fraților, uitați-vă la ceas. Uitați-vă la ceas că n-am să fiu foarte lung. Acum eu vreau să vorbesc de nădejdea aceasta, care e foarte importantă. Spuneam odată la o mormântare, am predicat nu de mult, la o soră de 31 de ani, parcă, care la vreo lună după căsătorie s-a îmbolnăvit de cancer. O făcut nuntă, mireasă, frumoasă, sănătoasă, cam la o lună s-a declanșat un cancer în ea și a chinuit bărbatul cu ea și familia, o familie înstărită. A cheltuit zeci, poate mii și mii de euro cu ea. Eu am vorbit, o cunosc foarte bine. O dus la toate spitalele din Europa și din România și din Italia și de unde o mai dus-o și la urmă am predicat la mormântare. Și am spus, măi, oameni buni, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Voi ați iubit-o pe Cornelia extraordinar. Ați cheltuit timp și bani, toate spitalele, toată Europa, tot ce s-a putut. Asta ați făcut-o din dragoste. Dar acum nu mai aveți ce iubi, e putrezește în trei zile. Ați avut credință că Domnul vindică, s-a rugat adunările întregi, o postit, familia a stat în jertfă necurmată. La cine mai trebuie credință acum când e mort? Ce mai facem cu credință? Dar zic, nădejdea, știți că rămâne? Că scrie în Iov capitolul 17, în jos de la versetul 13, când locuința morților aștept ca locuință, când întuneric când voi înălța culcușul, când zic gropii, tu ești mama mea și viermilor, voi sunteți frații și surorile mele, atunci mă veți întreba, unde mi-e nădejdea? Nădejdea mea este cu mine, spunea Iov, ea se coboară cu mine la locuința morților când vom merge să ne odihnim în țărână. Am spus eu, când în gropul mort, în grop cu nădejde. Nădejdea o pun în sicriu cu acela și avem nădejdea că într-o zi Dumnezeu ne va ridica din mormânt. Amin? Avem nădejdea că într-o zi se va auzi un arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu și morții vor învia nesupuși cu trezire. Tot ce aparține de prezent e credință. Tot ce aparține de viitor intră în categoria nădejde. De aia spun că nădejdea e foarte importantă. Și aș dori să vă las salutul acesta. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată pacea și bucuria pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să rămâneți aici la Roda tare nădejde. Doamne ajută din aceasta! Bun!
Diavolul, știind cât e de valoroasă nădejdea asta, o pervertit, o stricat. Și acum întâlnim nădejde veritabilă, nădejde adevărată, dar mai întâlnim și nădejde înșelătoare. Sunt două feluri de nădejde. Nădejde bună, veritabilă, și nădejde înșelătoare. Acum eu aș vrea să vorbesc de nădejdea aia bună, că nu știu dacă ne ajunge vremea să ajungem și la cealaltă. Și vorbim de nădejdea asta bună, eu m-am pus întrebare, dar unde găsesc eu nădejdea asta? De unde să o caut? De unde să o primesc? Și versetul tocmai asta spunea, Dumnezeul nădejde. Printre alte denumiri multe care le are Dumnezeu, El se cheamă și Dumnezeul nădejde. Ai nevoie de o nădejde bună în Spania? Ai nevoie de o nădejde de aia veritabilă? Du-te la Dumnezeu. Amin? Psalmul 40, versetul 1. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Să ne ajute Domnul. Amin? De sursa nădejdei noastre e la Dumnezeu. Și El ne-o dă nouă. Cum ne-o dă nouă? Ne-o dă prin făgăduințele Lui. Când Fapte 26:6 spunea, pentru nădejdea făgăduințele lui Dumnezeu sunt date eu acum înaintea ta. Deci Dumnezeu are făgăduințe și astea pentru noi sunt cuvinte de nădejde. Și la Dumnezeu spune 2 Corinteni 1:20 că toate făgăduințele lui sunt da. La El nu-i schimbare, toate făgăduințele sunt da. De aceea și aminul care spunem prin El îi spre slava lui Dumnezeu. Vrei să mergi la Dumnezeu ca să găsești nădejde? Du-te și citește făgăduințele Lui. Și sunt multe. Aminteam dimineață Roman 15:4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile, noi să avem nădejde. Ești cuprins de desnădejde, de necredință, ia în mână Sfânta Scriptură. Ia Scriptura asta în mână și citește și să vezi cum Domnul îți umple inima de nădejde. Amin? Apoi nădejdea noastră o avem prin împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Roman 5:2. Lui datorăm faptul că prin har suntem în starea în care am intrat, ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre, fiindcă necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință și biruința aduce nădejde. Și nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Trăind cuvântul lui Dumnezeu, împlinind voia lui Dumnezeu, noi avem nădejde. Că în cartea lui Iov spunea, nu este neprihănirea ta, nădejdea ta. Deci sursa nădejde e la Dumnezeu. Cum o primim noi de acolo? Prin citirea făgăduințelor, prin a studia cuvântul lui Dumnezeu și prin împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu, noi căpătăm nădejde. Doamne ajută-ne la aceasta. Frații mei, nădejdea asta are beneficiile ei. Pentru ce ne trebuie nădejde, scria în Romani, eu punctez doar câteva gânduri, fără să intru în detalii. În Romani, parcă 12:12, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Oamenii care au nădejde în Dumnezeu au bucurie. În momentul când diavolul stai în nădejdea, îți aduce numai descurajare, numai teamă, numai grijă pentru ziua de mâine, în momentul ăla tu pierzi bucuria. Dar oamenii care au nădejde în Dumnezeu, care nădăjduiesc în Dumnezeu, oamenii ăia sunt oameni plini de bucurie. Eu aș dori ca Dumnezeu în nădejde să ne dea nădejde în seara asta. Știu că aveți probleme în Spania, știu că aveți greutăți, știu că aveți întrebări fără răspunsuri, ridicări din umeri, nu știți ce să faceți, dar în seara asta sunt aici ca să vă spun că prin Duhul Sfânt voi primiți nădejde. Să ne-o dea Domnul, amin? Bucurați-vă în nădejde. 2 Corinteni 3:12, în versetele de mai sus vorbea de slujba aducătoare de moarte, cu câtă slavă a fost ea.
Și acum spunea cuvântul Domnului că fiindcă avem nădejdea aceasta, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Un om care are nădejde în întâlnirea cu Dumnezeu, are nădejde în răsplătirile lui Dumnezeu, omul acesta lucrează. Când ai să vezi în adunarea din La Roda că unul nu face nimic, că nu vine la adunare decât rar, că nu se implică cu nimic, omul ăsta mă tem că n-are nădejde. Mă tem că omul ăsta nu-l așteaptă pe Domnul, dar cine are nădejde asta în răsplătirea și în întâlnirea cu Domnul, el lucrează mai mult. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Și Ioan 3:3 spunea epistola, cine are în el nădejde aceasta, se curățește după cum el este curat. Eu cred că într-o zi mă voi întâlni cu Domnul și așa cum spunea Iov, și el se va arăta binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și eu cred că într-o zi Dumnezeu pentru mine va avea răsplătirile Lui. De aceea eu mă străduiesc în măsura în care reușesc să mă ajute Domnul și vreau să mă curățesc tot mai mult. Când ai să vezi că un om trăiește în mizerie, în păcat, în murdărie, omul ăsta nu mai are nădejde, dar aș vrea ca Domnul să ne dea nădejde și noi să ne curățăm, Doamne ajută-ne, amin? Vorbim de nădejde aceasta, ce aș mai putea aminti, ea în Sfânta Scriptură are suferă niște comparații. În Iov 19:10, Iov spune că mi-o smuls nădejdea ca pe un copac, ca pe un pom, mi-o smuls nădejdea. Nădejdea asta e ca un copac. Acum știți dumneavoastră, eu am învățat la botanică, că așa era când eram eu mic, că copacul are trei părți distincte, coroana, trunchiul și rădăcina. Frumusețea care încântă privirea și rodul la coroană. Dar puterea unui copac nu stă în coroană. Puterea unui copac stă în rădăcină. Coroana mai degrabă îl dă jos când bate vântul. E bună coroana, florile, fructele, de aia îi ținem, dar puterea lui este în rădăcină. Eu spuneam, mi-o smuls, adică eu scot nădejdea cu totul. Altădată vorbeam din Evrei 11:10 că Avraam a văzut cetatea care avea temeliile tare și eu spuneam acolo, care om când se duce să cumpere o casă vrea să vadă temelia, fundația? Ne uităm la acoperiș frumos, geamuri, arhitectură, dar trăinicia unei case nu stă în acoperiș, nici în fațadă, cât e de trăinicia unei case stă în fundație, în temelie. Avraam, după ce a văzut cetatea lui Dumnezeu cu temelii tari, spune Biblia că el nu a mai făcut nicio casă cu temelie. El a locuit numai în cort, cortului n-au temelie, ca să arate tuturora că e străin și călător. Vedeți dumneavoastră aici slujbe frumoase, un grup de copii care cântă foarte frumos. Asta se vede, asta e partea vizibilă în adunare, măi ce frumos au cântat. Care din voi au văzut temelia, au văzut rădăcina, adică lucrul ăla nascuns? De câte ori au făcut repetiție, de câte ori au înturnat înapoi, de câte ori au spus mai încercăm o dată? O ieșit fratele Ionic și a recitat poezii frumoase, Domnul să-i binecuvinteze. Astea le-ai primit aici, în fața amvonului? Nu. Nopți, Domnul știe, băi, o repet și o uit și o mai repet. Aia e partea care nu se vede. Acolo e puterea slujirii, fraților. Vine un frate și predică și are versete de la Domnul. Asta e frumusețea, slujirea publică. Dar munca, dar cercetarea, dar temelia, dar rătăcina, cine o vede? Aia nu se vede. Aia când te duci în odăiță și încui ușa după tine, acolo e puterea unui pocăit. Când faci o milostenie fără să o trâmbițezi ca fățarnice, acolo e puterea unui pocăit. În lucrurile astea care nu se văd, nădejdea noastră e cea care ne dă putere în slujire. Eu plângea și spunea, mi-o smuls nădejdea ca un pom, adică l-o smuls, l-o scos cu totul din rădăcină. Iar în Proverbii 14:7 spune, un copac și tot mai are nădejde, că dacă îl tai, o drăslește iară. Eu aș dori ca Domnul să ne dea puterea și să ne dea nădejde, amin? Tesaloniceni 5:8, având drept coif, nădejdea, mântuire. La mine capul e protejat, eu am coif.
Și coiful ăsta se numește nădejdea mântuirii. Adică vine diavolul, pune săgeți, trage la mintea mea. Dar toate săgețele nu mi-intră în mie în minte. Că eu am coif, nădejdea mântuirii. Eu știu că am să fiu mântuit. Și pot să vină diavolul cu tot felul, cu tot felul de săgeți și cu tot felul de provocări. La mine nu intră în minte. Eu una știu, sunt al Domnului, sunt mântuit. Slăvit să fie Domnul, amin? Când n-avem coif, e problemă. Povesteam că săptămâna trecută a venit un frate la mine și ne-a spus că a ascultat el. El e om pocăit, mai mare, mai în vârstă ca mine. A ascultat el că România e problema. Domnule, îi datoare, îi împrumutată, Putin a spus că trebuie să se rediscute granițele cu Ungaria. Și a spus că ai să vezi dacă nu e Ungria Ardealul. Și eu zic, băi, lasă-mă cu astea în pace. Până la urmă eu am ieșit la pensie, îmi bate poștașul și mi-aduce pensia, treaba lor, eu nu ne-am cu politica. El spune, stai așa, că de la anul nu mai au de unde să plătească pensii. Măi, când a spus asta, m-a atacat un pic și pe mine. Măi, să nu mai plătească pensii, dar omul a plecat acasă, eu m-am culcat și mă trezește în dimineața nevasta, băi, omule, ce cu tine, măi? Dar ce făceai? Dădeai din picioare, prin somn, vorbeai, zic, tu am visat, eu nu le-am cu politica, că a venit Dragnea la Botoșani și eu mă duceam să-i cerem pensia. Și umblam prin patru, prin supături, dam din picioare, asta cu pensia m-a prins. Dacă n-avem drept coif, nădejdea mântuirii, apoi nu mai vin săgețele. Doamne, dă-ne coiful ăsta, amin? O să vină spanioli, regele, Carlos și comunitatea europeană. Eu știu că-s mântuit al Domnului, pânia mea e la Dumnezeu, Dumnezeul meu e cel mai bogat, Dumnezeu nu ne părăsește, ne-a dat făgăduințe nespus de mari și scumpe, s-a dus să ne pregătească un loc, o să vină să mă iei și pe mine, ăsta-i coiful meu. Asta-i nădejdea mea. O aveți și voi? Și apoi din capul meu, din mintea mea, nu transpir în afară vorbe, temeri, bănuieli, câte planuri, că n-au pe unde ieși, că la mine capul e învelit așa tot, îi cu coiful mântuirii. Și eu când dau să vorbesc ceva, vorbesc de Domnul, vorbesc de mântuire, vorbim de revenirea Domnului, vorbim de lucrările Domnului. Să ne dea Domnul coiful ăsta, amin? În Evrei 6:19 spune că nădejdea noastră e ca o ancoră. Vin furtuni. O să aveți și dumneavoastră furtuni, dacă n-ați avut. Dacă îmi vin furtunile mari, știți ce fac corăbierii? Slobod ancorile. Ancorii adânci, din fig, așa. Și apoi ancora asta ține. Dar noi nu aruncăm ancora în mâlul de pe fundul mării. Spune că ancora noastră trece dincolo de perdeaua dinăuntru, unde Hristos, ca înainte mergător, ca mare preot, acolo e nădejdea noastră. Nădejdea noastră e în Dumnezeu, fraților, amin? Domnul să ne dea nădejdea aceasta. Vorbim de nădejdea aceasta, ce aș mai putea să vă spun ca și salut? V-am spus că e foarte importantă. V-am spus de nădejdea aceasta că trebuie să fie veritabilă, bună, să nu fie contrafăcută. V-am spus că o întâlnim la Dumnezeu, acolo o găsim. V-am spus ce beneficii are, comparații. O, da, nădejdea are și pericole, să știi. Câteodată noi dăm socoteală din nădejde, 1 Petru 3:15. Spune acolo că noi trebuie să dăm socoteală din nădejdea care este în noi. Da, să răspundem cu frică, cu înțelepciune, ca niște oameni pocăiți, că lumea se bulversează, se agită, strigă, au fel de fel de acțiuni, de proteste. Eu stau așa de liniștit, eu sunt așa de bucuros, eu sunt copil al lui Dumnezeu și pe alții irită, incintă, ce cu tine, măi? Și trebuie să dau socoteală de nădejdea care este în mine. Eram copil mic și s-a ridicat un frate care era venit din lume, era tractorist și s-a certat cu activistul de partid și a fost chemat la... Și el a spus, domnule, eu sunt pocăit, domnule, mă tem de Dumnezeu, nu fac lucrurile astea. L-a spus luni dimineața la mine, la birou. Și mi-aduc aminte că frate s-a ridicat în adunare și a spus, fraților, faceți o rugăciune pentru mine, că sunt chemat să dau socoteală de nădejdea mea. Și s-a rugat frate și Dumnezeu i-a dat izbăvire. Trecând la pericole, în dreptul nădejdii, este tocmai socoteala, câteodată dăm socoteală de nădejdea noastră.
Nădejdea asta se poate pierde câteodată. Și asta e grav când se pierde nădejdea. În 1 Samuel 17,32 spunea David, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina acestui netăiat împrejur, al lui Goliat. Din pricina amenințărilor, vine vrăjmașul și vă amenință, copiii voștri o să facă așa, că fata ta așa, că băietul așa, că ai să vezi tu când se schimbă legile, că ai să vezi tu, vine diavolul și te amenință. Și dacă nu suntem atenți, ne pierdem nădejdea din pricina amenințărilor. Eu vă spun că Dumnezeu nostru e mai tare decât diavolul. Amin. Amin. Nimeni să nu-și piardă din adunare asta nădejdea din pricina amenințărilor. Și în Proverbe, parcă în 13:12, spunea acolo că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Se poate pierde nădejdea asta? Ai avut o făgăduință de la Domnul, ai avut o prorocie, ai avut o încredere în Dumnezeu și nu s-a împlinit. Și în momentul când trece timpul și nu se împlinește făgăduința, atunci se poate ca să se îmbolnăvească inima. Dar cuvântul Domnului spunea acolo prin Habacuc, dacă vine o prorocie și nu s-a împlinit, ce trebuie să faci? Așteaptă. Așteaptă și cu siguranță Dumnezeu o va împlini. Amin? Efeseni 6, iar voi, părinți, nu întărtați pe copiii voștri la mânie ca să nu-și piardă. Știți că părinții în neatenția lor pot face pe copii să-și piardă nădejdea. De exemplu, îi promis ceva și nu face. Băi, dacă sunteți cu minți, tata vă aduce din Spania asta. Și când mă duc, nică, spune tata, a doua oară, nu mă mai cred. Prin neatenția noastră, întărtăm copiii la mânie și își pierd nădejdea. Promisiunile făcute nu le împlinim și o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Nouă părinților să ne dea Domnul înțelepciune. Amin. Amin. Ca și pericol în dreptul nădejdei am mai pus eu dezinteres în recuperare. Șecania în Ezra capitolul 10 cu versetul 2 îi spunea lui Ezra, noi am păcătuit prin faptul că am îngăduit ca femei străine să intre în neamul nostru. Dar pentru aceasta Israel nu a rămas fără nădejde în privința aceasta. Evreii au păcătuit. Eu spuneam că în momentul când noi păcătuim, vine diavolul și ne taie nădejdea. Ne taie nădejdea. Dar acum există posibilitatea să o recuperăm. Evreii au păcătuit, au călcat legea lui Dumnezeu și li s-o tăia nădejdea. Dar Șecania a spus lui Ezra, cărturarule, auzi, noi am păcătuit, dar n-am rămas fără nădejde. Știți de ce? Că putem recupera. Putem să renunțăm la păcat, putem să-l plângem, putem să-l abandonăm, putem să ne cerem iertare la Dumnezeu, ne refacem relația cu Dumnezeu și Dumnezeu iară toarnă nădejde. Dar în Ezra 10 cu 15 spune câțiva oameni, ăștia au fost singuri împotriva acestei păreri. Adică ăștia nu vreau să recupereze, nu vreau să renunțe la păcat. Le-a plăcut să trăiască mai departe în păcat. Și ăsta e un pericol, dezinteres în recuperare. Eu aș dori să spun tuturor care sunteți aici, dacă spune cineva că n-a păcătuit, e mincinos, adevărul nu este în el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. Și continuăm același Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El e jertfa de ispășirea noastră și nu numai a noastră, dar pentru întreaga lume. Slăvit să fie Domnul, amin. Eu am trecut în dreptul nădejde și pericolul acesta, dezinteres în recuperare. Am pierdut nădejdea, nu nimic, o recuperăm. Și plecăm în seara asta de aici în adunare cu nădejde. Doamne ajută-ne, amin? Fratele m-a rugat să depășesc puțin peste ora 8, iar Octavian mi-a spus un minut sau două. Acum cum facem? Depășim mai mult sau mai puțin? Frații mei,
Am vorbit puțin de nădejdea aia veritabilă, succint, așa, mai mult o temă pentru o casă la predicatori. Și am vorbit de importanță, nădejde, sursa nădejde, beneficiile nădejde, comparația nădejde și pericolele care pas nădejdea noastră. Aș vrea în scurt să vorbesc de categoria cealaltă de nădejde, care nu e bună. În Ieremia, capitolul 7, la versetul 4, spune așa: nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Știți care e nădejdea înșelătoare? Mergem la același Ieremia, capitolul 7, și vom citi versetul 22. Și cuvântul Domnului spunea, printre altele, așa: căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când ne-am scos din țara Egiptului. Ci iată porunca pe care le-am dat-o: ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Dumnezeu vine la evrei acum și le spune: măi, aduceți-vă aminte, când eu v-am scos din Egipt, nu v-am cerut jertfe. Nu v-am cerut nimica, atât v-am spus, ascultați de Domnul. Știți care e o nădejde înșelătoare? Când oamenii aduc jertfe fără ascultare. Li mai îndemână să aducă jertfe, li mai ușor să aducă jertfe decât să asculte. Dar Samuel îi spunea lui Saul că Domnul mai mult dorește ascultarea decât jertfe, că neascultarea e vinovată ca ghicirea și închinarea la terafim și la idol. Am întâlnit oameni din ăștia și în adunare, și în lumea ortodoxă și catolică, în care îi n-ascultă de Domnul, dar se jertfesc foarte mult, aduc jertfe, se duc cu traisa prin atât din mănăstirile și care, el bie, fumează, curvește în jură, gândește rău și mai duce o traisă de făină la două măicuți că Domnul va mântui. No, asta e nădejde înșelătoare. Domnul spune: eu n-am cerut jertfe, eu am cerut ascultare. Doamne, ajută-ne la asta. Și apoi traducem în adunările noastre. Vă dau un exemplu, spune Biblia așa: vreau dar ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Dar vine o femeie, o soră, și spune: eu nu mă îmbrăc cuvincios, dar mă ocup de grupa de tineri. Și eu vin de acasă și fac repetiții și învață copiii și cântă. Asta ce fel de nădejde? E nădejde înșelătoare, soră. În primul rând, Domnul vrea ascultare de cuvânt, după aia jertfă. Că Domnul s-a uitat la Cain și la jertfa lui, s-a uitat la Abel, întâi Domnul se uită la om, după aia la slujbă. Pentru că noi putem sluji foarte bine, dar trăind o viață departe de Dumnezeu. Când eram eu mic copil, era o poezie care spunea: dacă e artist, poftește-l mai în față. Și promovăm artiștii și promovăm profesioniștii, oameni care nu sunt foarte pocăiți. Ne înșelăm noi și se înșală și ei. Că Domnul spune: măi, eu n-am cerut jertfe, n-am cerut multe cântări, n-am cerut multe predici, n-am cerut mult, nu știu, eu am cerut să mă ascultați. Și după ce ascultăm de Domnul, toate astea au valoare. Dar jertfa fără ascultare aduce o nădejde înșelătoare. Să ne ierte Domnul de asta, amin? O altă nădejde înșelătoare, am spus eu, este în obiectele de cult. Aici evreii spuneau: templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Arată istoria că în momentul când au venit romanii și au cucerit Ierusalimul, lumea nebunită de groază a fugit să o încuiet în templu. Ei au spus: templu Domnului n-are cum să cadă, că e templu Domnului. Și când templul a fost cucerit, când a luat foc, un soldat a aruncat, a luat foc, perdeaua din lăuntru, și a spart ușa și a intrat soldați acolo și a măcelărit în templu toți ce erau acolo adunați, un cronicar al vremii arată că pe treptele templului curgeau râuri de sânge. Și toți evreii care erau în viață erau cu mâinile pe cap și strigau: Icabod, adică s-a dus slava din Israel. Pentru că ei au pus încrederea lor în templu, dar fără pocăință. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: templu Domnului, templu. Aduceți-vă aminte de fiul lui Eli, când pe câmpul de război a spus să fie adus chivotul. Și au adus chivotul. Când a venit chivotul, evreii strigau de nu mai putem. Și filistenii, ce se întâmplă? Au adus chivotul lor.
Și filistinii au spus, niciodată nu s-a întâmplat. Eu vă întreb, cine a câștigat războiul? Filistinii. Chivotul pe el s-a apărat. A căzut Dagon în fața lui, eu vorbesc din Scriptură acum, da? Chivotul pe el s-a apărat, dar nu i-a apărat pe evrei. Alții poartă o amuletă, alții poartă o cruciuliță, altul poartă un pește pe mașină, dar merge cu 200 la oră și tot face accident. Asta nu ne scapă pe noi. La noi s-au pocăit tare mulți căldărani. Și eu am un prieten, că-s prieten cu dânsul și vecin, am și pigment, așa, o bătut vântul spre mine, când eram copil mic. Și odată fratele Gheorghe, mai mic cu 2 ani ca mine, nu știți, căuta prin buzunar și scoate un testament. Îl poartă aici la inimă. Era cu Leonora, cu căldărărița lui, că-s căldărar, de fuste roșie. Dar Gheorghe nu știe carte. Și a spus, băi, frate Gheorghe, dar tu ai învățat să citești? Nu, frate, eu nu știu nicio literă. Dar de ce porți Biblia la tine? Să fii așa de noroc aici în buzunar. Eu am spus, măi, dar ea mă întreabă, dar ce-i rău? Dacă nu-i rău, măi, poartă, până am purtai pachetul cu țigări, am o poartă Biblia, chiar dacă nu știi să citești. Dar nu asta ne aduce norocul, nu ne scapă asta, nu obiectele de cult ne scapă pe noi. Astea doar nădejde înșelătoare. În cartea Ezechiel, în capitolul 13, cu versetul 6, scria cuvântul Domnului ca o amenințare acolo și spunea cam în felul următor. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Degradarea lucrării profetice aduce nădejde înșelătoare. Unii care spun, așa vorbește Domnul. Și oamenii sinceri care n-au discernământ, ei cred. Și nădejdea asta e o nădejde înșelătoare. În folosirea greșită a darurilor Duhului Sfânt, pot fi și pericolele acestea, induce o nădejde înșelătoare. Frate, dar am avut lucrare. Dar lucrarea lui e o prostie mare. Spun, băi, omule, cum poți să crezi așa ceva? La mine a venit cu avut prorocie să le iasă nevasta să o iei pe alta. Frate, mi-a vorbit Domnul prin sora. Băi, du-te, băi, acasă, băi, omule, ce cu tine? Oameni care degradează lucrarea profetică, folosirea darurilor Duhului Sfânt, dau nădejde înșelătoare și vor ca oamenii să le creadă. Și asta nu-i bună nădejde asta, să ne dea Domnul lumină de la Duhul Sfânt. Amin? Că nicio prorocie nu e mare decât Scriptura. Orice lucrare, orice prorocie, orice spunem noi că e de la Domnul, trebuie confruntată cu Scriptura. Și Scriptura are superioritate. Scriptura are adevăr. Amin? Noi suntem pentru 100% exersarea darurilor Duhului Sfânt, botez și umplere cu Duhul Sfânt, dar în lumina Sfintelor Scripturi. Altfel se induc nădejde înșelătoare. Și asta nu-i bine. Și în încheiere mai prezint o nădejde înșelătoare din 1 Timotei, capitolul 6, spunea cuvântul Domnului în versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu își pună nădejdea în bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Încrederea în lucrurile pământești sunt doar nădejde înșelătoare. Am cunoscut oameni multimilionari în euro, care aveau imperii vaste, te gândeai că rămâne în picioare. Și acum ai un om simplu, lucrează pe bani puțini ca un om de rând. O pierdut, o prăpădit totul. Am întâlnit oameni care nu puteai să vorbești cu ei. Casa lor a ajuns năvălită de bălării, a venit banca, a pus echestru, a luat familia și a fugit în Europa și lucrează cu ziua pe la alții. Nu trebuie, frații mei, să ne punem nădejdea în lucrurile pământești. Acestea pierd odată cu întrebuințarea lor, să știți. Dumnezeu învârte așa roata istorie, îl ridică pe cel sărac din țărână și îl face mare. Și pe el mândru de sus îl coboară cu nasul în jos. Noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu, nu în lucrurile astea. Eu nu încurajez lenea, eu nu descurajez munca. Eu spun că trebuie să muncim. Cine nu îngrijește de cei din casa lui, îi mai rău ca un necredincios.
Dar nădejdea noastră nu e averea noastră. Nădejdea noastră e în Dumnezeu. Doamne ajută din aceasta. Am vrut doar să vă spun pe scurt că la ora actuală diavolul luptă cu așa o putere folosind arma desnădejde. Copiii ăștia nu o să fie de nimic. Nu știu ce o să mai întâmple în Spania. Nu știu dacă o să mai fie de lucru. Nu știu dacă ce o să întâmple în România. Nu știu dacă o să mai dea pensie. Nu știu multe. Și ne atacă diavolul cu desnădejde. Dar eu doresc din nădejdea asta să ne dea Domnul nădejde bună, nu dea înșelătoare. Să fim atenți. Și din nădejdea aia bună, Dumnezeu nădejde să vă umple de toată pacea și bucuria care o dă credința. Amin. Și prin puterea Duhului Sfânt să rămâneți tare în nădejde. Amin? Amin. Mulțumim de asemenea gazdelor noastre, care au fost excelente. Domnul să le binecuvinteze. Mulțumim celor care ați îngrijit de nevoile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Promit că mă rog pentru adunarea asta. Voi rugați-vă pentru noi. Și nu știm dacă mai venim sau nu. Eu nu vreau să mă mai chemați. Eu mi-am propus, de exemplu, pe la anul, n-am făcut nicio promisiune. Să mai rămân, îți bătrân, îți pensionar de câțiva ani. Dar am nădejdea că într-o zi voi ajunge la Dumnezeu și acolo aș vrea să veniți și voi toți. Amin.